Priviți, frați și surori, cu ajutorul mâinilor voastre, cu ajutorul donațiilor voastre, astăzi nouă copii vor fi pregătiți de școală. S-a cheltuit în jurul la 9700 de lei, în jurul la 500 de euro pentru acești nouă copii. Le-am procurat tot ce au avut nevoie și am crezut noi că au nevoie pentru anul școlar. Ei nu știu ce le-am gădunat, ei nu știu ce le-am dăruit, ei nu știu ce le-am pregătit. De ce? Vreau acum împreună ca să vedem emoțiile pe fețele lor, acestor copii. Deci vă invităm împreună ca să privim și să ne bucurăm cu acești copilași împreună. Voi sunteți gata? Gata. Cum vă sculați în picioare și vă întoarceți și vă uitați la perete și noi pregătim datorile. 1, 2. Mă fie foarte greu. Ce? Ești mare? E greu? Mulțumesc, Domnului, pentru toate, frate și surori, pentru tot ce ați contribuit la acest ajutor. Pentru mine e foarte mult asta, pentru că chiar mă gândeam dacă o să am cu ce să cumpăr achiziții școlare. Și Dumnezeu chiar, într-adevăr, nu lasă copiii lui fără ca... Lui întotdeauna îi fie pasă de copiii lui. Și asta e foarte mult. Domnul să vă binecuvinteze din puținul care ați dat și Dumnezeu să vă zăstreze mai mult. Vă mulțumesc de suflet. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Uite acolo. Vă mulțumesc la toți frații că mi-ați dat achiziții școlare, gen și pentru tot ce trebuie la școală. Mulțumesc din suflet că mi-ați dat toate achizițiile școlare. Mulțumesc, Doamne. Două, trei. Asta tot ajutor a fost la fel, în numele Domnului, asta la balet. Ți-a plăcut? Noi am ales foarte că clasa 8-a de dimineață, vă place. Îl poți să-ți iei? Da, cred. Da? Cred. Zinaida, ești bucuroasă? Foarte bucuroasă sunt, mulțumesc mult din tot. Din toată inima, în tot sufletul, la frași și surori de peste hotare, care au dat ajutoarele. Vă mulțumesc mult că, într-adevăr, mi-e foarte greu în starea care sunt și vreau să vă mulțumesc din partea copiilor care nu sunt cu mine. Așa, tu ai un băiat bolnav după operație acasă. Da, după operație și fetița au rămas cu dânsul că îl iei în brață și îl duci. Așa. Înseamnă că două ghiozdane, două rucsacuri sunt pregătite pentru doi copii a lui Zinaida care nu au putut să vină, sunt acasă, frați și surori. Ești gata să te întorci și să vezi bucuria care te așteaptă pentru școală. Frați și surori, aceasta este o bunică care crește singură nepoțica. Mama este căzută de îndrepturi și bunica singură cu greutate crește această fetiță. Și vrem să vedem acum bucuria ei. Două, trei! Uai, ce frumoasă! Nu, de ce? Nina, ești bucuroasă? Da. Dar poți să-l ții? E greu. E greu? Da. Aleluia!
Această fetiță este foarte bucuroasă, frați și sorori, și uitați-vă la zâmbitul ei. Acum vrem să auzim mulțumirea din partea lor la adresa lui Dumnezeu. Bunica, vreți să mulțumiți? Frați și sorori, această bucurie este până la lacrimi de mare. Și sunt bucuroasă că am și lacrimi de bucurie, că până m-am plâns numai de scârbă și astăzi am întâlnit și o bucurie mare. Nu vreau să spun că e picătură, chiar e o mare bucurie. Și îi mulțumesc Domnului că mi-a dat și răbdare și putere și întărire la picioare, că să pot să ajung în casa Domnului, să pot să mă lipesc de rugăciunile, să mă lipesc de frați și de surori. Și în schimb mă simt om cu neamuri, cu rude, cu frați și cu surori și cu nepoții. Mai mulți am întâlnit aici, sunt foarte bucuroasă. Și la fel și nepoții ca mie bucuroasă că care frățuori și surioare mai multe. Și într-un mod nu sunt singură. Ulea că ne trăim, cam șcăpătăm, dar merim înainte. Cărarea Domnului în gust, dar încăpem toți pe ea care ne rugăm la Domnul Iisus. Vă mulțumesc foarte mult din suflet pentru tot ce faceți pentru noi. Nina, tu ce vrei să spui? Vă mulțumim din tot suflet pentru această geantă frumoasă. Frați și surori, vă mulțumesc. Mulțumim! 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 Dumnezeu să vă binecuvânteze! Frați și surori, copiii aceștia primesc și câte o pungă cu dulciuri și apoi se vor întoarce în satele lor. Cineva s-a sculat la ora 6 dimineață ca să vină, da? Cineva s-a sculat la ora 6 dimineață doar ca să poată să ajungă la 5. La 5 s-au spus. La 5 minute era. Aleluia. Dacă mă gândeam de unde bani. Sunt, unii sunt mai aproape de Chișinău, alții sunt mai departe, ar trebui să vină cu 2 sau 3 rutiere ca să ajungă. Dar asta e dorința și asta e și posibilitatea voastră. Domnul să fie laudat și glorificat, vă mulțumesc pentru că aceste familii au fost făcute fericite, frați și sorori. Mai sunt și alte familii care le-am dat dulciuri, dar ei au plecat acasă. Domnul să fie cu voi, vă așteptăm duminica viitoare. Da. Amin. Domnul să fie cu voi.